Domnul Rostaș, numai despre mine n-a zis ce caut aici, așa, printre specialiști. Nici n-am citit cartea asta ca un specialist și nici n-am citit vreuna din cărțile lor. Cred că am avut bucuria să editez la Curtea Veche 10 cărți ale lui Zoltán Rostaș, de fiecare dată cu un alt colaborator. Și am în primul lui colaborator, în regretatul Sorin Stoica, un argument foarte solid pentru prezența mea aici. Când Zoltán Rostaș și-a propus să adune pentru tur-retur, convorbiri despre munca în străinătate, să facă o selecție din convorbirile studenților lor cu oamenii care au muncit în străinătate în primii ani de după Revoluție, Sorin Stoica, foarte talentat prozator, i-a zis, asta e literatură, tată. E un fel de motto pentru mine. De fiecare dată când citesc ceva, o culegere alcătuită de Zoltán Rostaș cu studenții lui, care mi se pare toată literatură, tată. Tot literatură mi s-a părut și excelenta carte de debut a Teodorei Văcărescu și ea cu un titlu polemic și țepos, abraziv chiar, cealaltă jumătate a istoriei, ar fi putut să îi spunem pur și simplu prima jumătate a istoriei și ar fi fost mai puțin polemic. O carte extraordinară, într-adevăr, despre partea nevăzută a istoriei și care o duce totuși în spate această parte nevăzută a istoriei, convorbiri cu niște femei care au traversat secolul și care au dus mai puțin glorios greul războiului, greul foametei, greul văduviei, greul satelor lipsite de bărbați, greul muncii și feminine și masculine de la țară și toată această categorie de oameni, eu nu o simt ca defavorizată, o simt pur și simplu mai puțin pusă în lumina reflectoarelor, care reflectoare mi se pare că contează în cele din urmă într-adevăr puțin. Nu numai ca literatură am citit textele acestea de o varietate extraordinară, i-am spus venind Teodorei că ea nu este monumentală, dar cartea asta este monumentală atât la propriu cât și la figurat. Are un studiu introductiv de o rigoare și o consistență remarcabilă de vreo 60 și ceva de pagini, aproape 70 de pagini, sigur, foarte scurta prefața lui Zoltán Rostaș de nelipsit. Și apoi sunt texte începând din 1990 de o extraordinară, de o paletă extraordinar de largă, începând cu studiul lui Calypso Bordez. Să-ți fac aici critica la început ca să scap de o grijă. Ca editor, chiar așa, ca amator de asemenea texte, mi-aș fi dorit ca fiecare dintre ele, și dacă aș fi editat eu cartea, aș mai fi întârziat-o puțin ca să faci lucrul acesta, chiar că azi există internetul, aș fi vrut pentru fiecare dintre contribuabilii tăi aici, în acest volum, câte o cât de mică notă biografică, ca să știu de unde să o iau și unde să o încadrez. Aș fi făcut lucrul ăsta, ți-aș fi cerut lucrul acesta, pentru că în afară de cele, eu știu, 5-6 mari figuri pe care eu le știu din celelalte cărți ale voastre, dar publicul nu cred, când se află cu o carte în mână, el nu se mai duce la internet, stă și se scufundă în cartea aia până lui de Dumnezeu, pentru că este o carte foarte, foarte frumoasă și foarte utilă, cred că și specialistului, dar este foarte utilă cui vrea să parcurgă istoria acestui secol. Iată, sunt deja 100 de ani, da? De la 1920 și până astăzi sunt
100 de ani. Deci aș vrea să știu mai multe despre această feministă de la începutul secolului, care este Calypso Botez, pentru că nu știu decât câte ceva, decât despre, și mi-e ușor să găsesc, despre Marcela Focșa, despre soția lui Traian Herseni, Paula Herseni, sigur, despre Ștefania Cristescu, ulterior Golopenția, soția lui Anton Golopenția, despre faimoasa cum o cheamă pe cea mai drăguță? Marcela Focșa, nu Marcela Focșa, Lena Constante cu închisoarea ei politică, nu, cea care a colaborat cu Stahl. Cum o cheamă? Xenia Costaforo, o personalitate fascinantă. Bun, acum trebuie să vă spun că eu caut aici, că după cele 10-12 cărți pe care le-am făcut cu Zoltan Rostea și colaboratorii lui, am fost atât de copleșită de viața care gâlgâie în paginile astea, încât mi-am permis să scriu o carte de ficțiune în care personajele principale sunt două monografiste din școala Gusti, prilej pentru Teodora, care le știa mult mai bine decât mine pe toate, să le caute în gesturile lor și în poveștile lor. Cartea Teodorei, și cu asta am să închei, conține și o altă, un alt aspect polemic decât acela al reabilitării și repunerii în valoare a muncii și a meritelor femeilor. Cunoașterea de către noi a școlii Gusti echilibrează imaginea pe care, am spus și săptămâna trecută chestia asta, echilibrează imaginea pe care o avem despre interbelicul românesc și ni le explică mai bine, pentru că noi știm despre interbelicul românesc cel mult doi vectori de progres și de civilizație și de cultură. Știm grupul din jurul lui Nae Ionescu de la Facultatea de Litere, pentru că grupul acesta fie s-a dus jumătate în pușcărie și a fost abundent reeditat după 1989, este vorba de grupul arestat și condamnat în jurul lui Constantin Noica, sau grupul care a reușit să plece la momentul, la unicul moment oportun, Beaucu, să plece cu ultimul tren din țară și să se realizeze strălucit în Occident, este vorba de Cioran, Iliade, Ionesco și ceilalți. Deci noi știm despre grupul acesta și avem imaginea acestui interbelic umblit fierbinte, pentru că știm și despre apartenența lor la extrema dreaptă, mai mult sau mai puțin explicită. Și este greu de discutat și totuși pe ăsta îl știm foarte bine, că e foarte proeminent. Și mai știm, grație Gabrielei Omăt și a grupului de la Institutul Academiei, despre grupul Lovinescu, oarecum abstras din viața politică și socială, zburătoriștii, scriitorii, la care grup participau de alminteri și mulți din școala Gusti. Nu știm însă ce era cu 90%, 80% din populația României, de care nu dă seamă decât această școală Gusti, pe care o readuce Cooperativa Gusti în atenția noastră. Din acest punct de vedere, publicarea masivă a textelor lor este nu numai polemică, dar va reconfigura imaginea interbelicului românesc. Îmi cer iertare dacă am vorbit prea mult. Eu nu știu, nu? Să